În încercarea de a eficientiza colectarea și de a deține controlul asupra fluxurilor de numerar, autoritățile propun introducerea unui nou număr de identificare a persoanei care va fi folosit online în relația cu ANAF, alternativ codului numeric personal. Propunerea finanțelor vine la doar câteva zile de când premierul Marcel Ciolacui a cerut ministrului să renunțe cel puțin deocamdată la introducerea CNP-ului fiscal, care ar fi fost folosit în locul CNP-ului din cartea de identitate în cazul emiterii unei facturi digitale către o persoană fizică. Acum Ministerul Finanțelor propune introducerea unui al treilea cod numeric pentru persoanele fizice, pe care îl numește număr de identitate digitală, care ar fi fost folosit alternativ CNP-ului în relația cu ANAF. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se menționează că organul fiscal central alocă oricărei persoane fizice un număr de identitate digitală atribuit în scop fiscal care să fie utilizat de persoanele fizice în locul CNP-ului pentru funcționarea corectă a sistemelor care solicită utilizarea CNP-ului persoanelor fizice. Eliberarea acestui număr de identitate fiscală se va face la solicitarea persoanei fizice, fie prin utilizarea serviciului spațiul privat virtual, fie prin utilizarea altor mijloace de comunicare în mediul electronic. Astfel, o persoană fizică poate poate alege să-și dovedească identitatea în relația cu organul fiscal, utilizând acel număr de identificare digital în scop fiscal în locul codului numeric personal. Nota de fundamentare a proiectului de modificare a codului fiscal nu explică motivele care au dus la luarea unei astfel de decizii și nici ce beneficii ar avea românul de rând care ar putea cere eliberarea unui astfel de cod numeric. Relatează adevărul.ro